Independența față de URSS a fost un test pentru reunirea celor două state românești, iar Ziua Limbii Române este o sărbătoare ce ne definește identitatea noastră. Declarațiile aparțin directorului Liceului Teoretic Gheorghe Asachi, Boris Volosatăi, și au fost făcute în contextul celor două sărbători naționale, Ziua Independenței și Ziua Limbii Române. Independența față de URSS a Republicii Moldova este primul pas spre realizarea visului de secole ale românilor de a trăi împreună, de a avea o unică țară. Până la declarația de suveranitate și independență, nici nu puteam visa la reunirea neamului românesc. Astăzi însă acest lucru este posibil printr-o activitate asiduă a celor care se consideră români și a celor care pledează pentru acest deziderat. Unirea este un vis realizabil. Cât privește Ziua Limbii Române, pedagogul spune că această sărbătoare îi unește pe cei care vorbesc și simt românește și ne dau ocazia de a ne reaminti ce a spus Nichita Stănescu. Limba română este patria noastră. Crăciunul pentru români ar fi Ziua Limbii Române. Limba este, de fapt, un purtător a unei civilizații, a unei culturi. Chiar și moartă, limba rămâne să fie purtătoare acestei culturi. Eu vorbesc de limba greacă sau latină, moarte, care sunt purtătoare a civilizațiilor antice, grecești și romane. Așa, pentru noi, limba română este purtătoare a culturii noastre, a civilizației noastre de 2000 de ani, lucru care ne certifică în rândul celor mai importante, celor mai prezentabile națiuni ale lumii. Ori sărbătorirea Zilei Limbii, un fenomen mai puțin întâlnit în lume, pentru noi basarabenii este foarte semnificativă, ca după o moarte letargică, un somn letargic după o moarte clinică de câteva decenii de încercare a creării unui nou popor moldovenesc, unei noi limbi moldovenești, revenirea la alfabetul latin, revenirea la limba română, este de fapt revenirea la viață și această sărbătoare îmi pare foarte bine că a devenit o sărbătoare a tuturor românilor. Din fericire, limba ca și păsările nu are hotare. Statele apar și dispar, iar limba este un genom veșnic a unui neam care este memoria, care este esența acestei națiuni. De aceea, denumirea limbii române, moldovenească, este egală cum ar fi denumirea limbii române ardelenească sau bănățească. Noi suntem români și punctul.